Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Populara actriță la Turcoglu continuă să primească oferte de seriale de la celebrul Netflix. Netflix a împărtășit vești bune despre ofertă. Serial pe contul ei de socializare și l-a împărtășit urmăritorilor ei. Netflix i-a făcut o ofertă de serial pentru că i-a plăcut foarte mult prestația lui Slaturcolu. Tema serialului sau alte detalii încă nu sunt cunoscute, dar Slaturcolu a anunțat-o fanilor săi. Îl vor vedea în acest serial care va fi difuzat în întreaga lume. Declarând că este foarte încântată de această ofertă de serie, Slaturcolu a declarat că este foarte important să particip la un astfel de proiect. El a mai adăugat că toți cei care vor lua parte la proiect vor fi foarte ambițioși. Aceasta este o oportunitate foarte importantă pentru Slaturcolu și o va face și mai faimoasă în întreaga lume. Actrița speră în sprijinul familiei sale și adepți și uită-te la acest proiect cu speranță, Mercila. Este planificat ca Sla să accepte această știre, care a fost aprobată de reprezentantul ei, și să o includă în calendarul filmărilor în lunile de vară. În plus, un alt detaliu care ne-a atras atenția a fost că Halil Brahim ar putea lua parte și la acest film, pe care Netflix intenționează să-l filmeze, conform acuzațiilor. Din păcate, nu știm dacă producătorii vor lua o decizie profesională cu privire la cariera lui Halil și Sla și vor evalua aceste oferte. O altă știre despre care s-a vorbit în lumea revistei a fost că Turcoglu ar putea juca în scene de sex. Deși îl cunoaștem cu toții pentru rolul său pur și curat din serialul Trust, acum este pe cale să devină un actor adevărat. Scena săruturilor din seria Cranberry Sherbet a creat o mare dezbatere pe această problemă. În acest sens, faptul că scenele de sărutare erau foarte sincere a fost arătat în tabloide de parcă s-ar răzbuna pe Halil. Sla, despre care s-a discutat mult din cauza acestei situații, a explicat că poate juca un rol în scene de dragoste de pe platforma digitală și s-a afirmat că tânăra actriță poate juca cu ușurință în astfel de scene. Turcoglu, care face totul pentru a practica profesia pe care o iubește, a declarat că știe că realizarea de scene de dragoste în seriale TV și filme face parte din această meserie, așa că poate juca în scene de dragoste pe platforma digitală. Spunând că sunt gata să fac orice pentru a realiza un proiect de calitate și profesia pe care o iubesc, Turcoglu continuă să-și facă un nume prin fotografiile și videoclipurile pe care le-a distribuit urmăritorilor săi de pe Instagram în ultimele săptămâni. Nu ezită să facă aceste acțiuni. Făcând un efort de a împărtăși știri de actualitate despre cariera sa, despre debutul lui Turcoglu se va vorbi mult. O declarație similară a lui Halil Brahim a ieșit în prim plan în zilele trecute. În declarația sa, Halil a spus, este un eveniment organizat pentru a arăta apropierea, sinceritatea și dragostea scenei de dragoste. Cred că sinceritatea a doi oameni unul față de celălalt ar trebui tratată solemn în aceste scene. Acesta este un eveniment care este folosit și pentru a stabili intimitatea oamenilor. El a mai adăugat că scenele în care poți arăta cât de mult îți iubești cuvintele fac publicul să se simtă mai bine și aceste scene sunt normale. În cele mai multe cazuri, aceste scene sunt folosite pentru a arăta emoțiile dintre oameni în cel mai bun mod, Cipeșul actor a subliniat că o abordare ideală este importantă în acest sens. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!